A fost percheziția astăzi la cel mai mare spital din țară, Institutul Clinic Fundeni, într-un dosar referitor la decontări fictive pentru medicamente. Bani mulți ar fi fost făcuți pe spinarea bolnavilor de cancer. Sume importante erau decontate de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, deși tratamentele scumpe ajungeau la pacienți doar pe hârtie. Deocamdată în dosar sunt vizate doar faptele și nu o persoană sau un grup de persoane anume. Pe lângă numeroși pacienți care trec zilnic pragul, la Institutul Clinic Fundeni au ajuns astăzi procurori și polițiști pentru percheziții. Anchetatorii au ridicat documente într-un dosar în care sunt cercetate fapte de înșelăciune, fraudă informatică și fals intelectual. Pionii în acest sistem foarte bănos ar fi fost pacienții aflați în suferință. În dosar ar fi vorba despre fraudarea mecanismului de decontare pentru niște medicamente extrem de scumpe, folosite în tratamentul bolnavilor de cancer. În ultimul deceniu au fost instrumentate mai multe astfel de dosare, iar prejudiciul la bugetul statului s-ar ridica la 10 de milioane de euro. Faptele anchetate acum s-ar fi petrecut în noiembrie anul trecut. Sunt vizate nereguli privind administrarea de medicamente către pacienți, în sensul că unii dintre ei figurau cu medicamente administrate, dar în realitate lucrurile nu ar sta chiar așa. Este vorba despre pacienți cu diferite afecțiuni, au precizat reprezentanții parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 2. Sistemul ar fi funcționat prin intermediul farmaciei institutului. Concret, o parte dintre medicamente ar fi fost decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, fără să fi fost însă folosite vreodată de pacienți. Sunt suspiciuni că bolnavii primeau tratamentele doar pe hârtie, dar banii erau încasați oricum. Deocamdată a fost deschis un dosar penal in rem, adică pentru fapte. Reprezentanții spitalului au refuzat să facă orice fel de comentariu. În mod cinic, bolnavii de cancer au fost mereu un izvor parcă nesecat de făcut bani. În 2014, tot la Institutul Clinic Fundeni, trei medici de la secția de oncologie au emis peste 1000 de rețete false și au încasat mai bine de 8 milioane de lei din banii pentru medicamentele pacienților. În același an, 5 doctori de la Spitalul Județean Baia Mare erau acuzați că inventau bolnavi de cancer pentru a se îmbogăți.